Ce ai zis apropo de abordarea angajatorilor. Vreau să te întreb dacă, nu știu, dacă ți se pare că încet, încet, inclusiv, nu știu, ca un angajator să-și facă blog, să devină pentru ei o formă de recrutare, să se gândească la chestia asta, dincolo de chestia personală. Ok, sunt angajator, sunt mare CEO la o companie, îmi fac un blog că sunt popular ca CEO la companie, dar am așa un pic subversiv și gândul că, uite, asta e o nouă formă de recrutare și pot să-i văd pe tineri înainte de toate chestiile foarte clasice, gen și rigide, interviu de angajare, CV și așa, și își face propria chestie de resurse umane. Da, păi am o prietenă de-a mea, Cristina Chipurici, are site-ul monden.info, e primul blog din România care a fost cumpărat, a fost vândut, un monden despre divertisment și ea la un moment dat a vrut să angajeze doi oameni ca să scrie, pentru că site-ul crescuse. Am urmărit de aproape ce a făcut ea și a făcut absolut tot ce ar face orice angajator. A pus respectivul anunț pe e-jobs, pe best jobs, peste tot, dar a scris și pe blog, pe respectivul blog, a dat și pe Twitter și a întrebat și prietenii. Ghici pe cine a angajat. Pentru mine a fost o surpriză. A angajat pe unul dintre cei mai aprigi comentatori ai site-ului respectiv. A primit mii de CV-uri de pe e-jobs și best jobs. Niciunul nu a fost relevant. A fost pentru ultima oară în care eu am mai apelat vreodată la vreun site. E nerelevant. Nu e focusat. Oamenii ăia sunt chemeri, sunt mici șanse ca el să fie, nu, să vină din pădure, să fie ceva pe care n-am auzit niciodată. Nu, dacă vreau un specialist, și când zic specialist, nu vreau terminul tehnic, specialist în sensul de un om care se pricepe. Dacă vreau un om care se pricepe, cu siguranță el e undeva lângă mine. Dar asta nu se întâmplă doar în online. Mă uit acum, noi cântăm de 13 ani în primul anul ăsta, noi cu Haikyuu. Absolut toate trupele care apar acum nu, toată lumea trebuie, dar de unde au apărut? Eu știu pe toți. Nu apare din neant. Fiecare om care se pricepe la respectivul domeniu este cunoscut în domeniul respectiv. Poate n-a dat lovitura încă, dar el este acolo, ca o pepinieră. Iar blogul pentru un angajator este ca o pepinieră. Cu siguranță cei care scriu comentarii, cele mai multe comentarii, cu siguranță printre aia vei găsi cei mai buni angajați. Apropo de oameni care se pricep, nu știu, mie mi se pare că la un moment dat, tot prin chestia asta de personalizare, prin blog, prin Twitter, se face așa un pic de disoluție a specializării, a domeniilor. De curând am fost la o conferință la care s-a discutat foarte mult despre old media și new media și auzeam chestii de genul știri preluate de CNN, de pe Twitter și toată partea asta cu blogării care devin jurnaliști, oarecum, jurnaliști civici, să le zicem. Nu știu cât de mult ți se pare ție că oamenii care comunică cu acești angajatori prin metodele astea neconvenționale mai sunt foarte specializați sau pur și simplu ajung să se priceapă pe domeniul respectiv și prin legătura personală își asumă și domeniul. Tu vrei să spui că se diluează foarte mult treaba și că expertul nu mai e chiar de expert. Da, exact, exact. De la legătura personală se duce către un domeniu în funcție de ce model a văzut și după aceea adoptă și domeniu. Da, multă lume discută despre subiectul ăsta. Mie nu mi se pare că este un pericol. Dimpotrivă, long tail-ul ne învață că cu cât sunt mai multe nișe, cu atâta cei care se focusează, cei care se concentrează pe o nișă, devin mai buni pe nișa respectivă. Practic, dacă am nevoie, dacă acum 20 de ani vreau să-mi deschid o revistă despre grădinărit, probabil cea mai bună șansă era să iau niște jurnaliști care mai scriseseră în general despre viața de casă, despre casă, pe când acum sigur voi găsi blogări foarte talentați și foarte informați despre toate subiectele, inclusiv tomate. Pentru că nișele sunt atât de multe acum datorită internetului, încât dacă vreau să fac o pagină în fiecare lună în revista mea de grădinărie despre tomate, voi găsi un om care va scrie numai despre tomate.
Pe vremuri, specialiștii erau foarte, domeniul era foarte larg, tocmai pentru că nu exista internetul care să creeze nișele foarte, știi, foarte subțiri. Văd acum, iară mă refer la muzică, e domeniul meu, acum 10 sau 15 ani existau două reviste despre muzică, ele vorbeau despre absolut orice. Despre dance, despre rock, despre underground, câte puțin din fiecare. Nu aveai timp să fii specialist, nu aveai loc să fii specialist. Acum există sute de site-uri care vorbesc fiecare despre nișa lui. Am găsit un site care foarte mișto de altfel și ai să râzi foarte citit pentru nivelul lui, despre ska și reggae și ska și niște chestii, niște stiluri pe care nu le-am auzit de mult. Sute de cititori. Sunt interesați de reggae și ska și de ragamuffi și dub. Eu sunt specialist pe dub. Dacă vreau vreodată un specialist pe dub și pe reggae și pe ragamuffin, voi găsi acolo 2-3 oameni care sunt foarte pricepuți. Față de revista, să zicem, Sunete, unde găsim despre omul cu șobolan și cam atâta, că nu prea e loc să fii prea în amănunt, acolo găsesc despre absolut orice. Internetul ne-a dat posibilitatea să fim, să avem orice nișă acoperită pe care ne interesează, dacă o căutăm, și să devenim și mai buni în nișa pe care ne-am propus-o. Pentru că ai timp, ai și un public. Știi? Nu vei vinde ca Sunete pe nișa de ska și dub, dar ăia 200-500 de oameni care te citesc pe dub sunt fan dub. Promit că mai pun o ultimă întrebare și mai las și pe... Îți spune șoadă la șoadă, nu-i frumos. Nu, asta e pur și simplu o curiozitate personală rapidă. Citeam de curând pe blogul lui Ben Deac. A scris un articol despre muzica house și la un dat au început să comenteze oamenii. El încerca să categorisească și el, că a fost în cluburi, a ascultat o săptămână muzică house și minimal. Și oamenii au început să categorisească. A, nu frate, e categoria respectivă. Ba nu, este trans pop, nu știu cum. Doamne, și în câteva posturi oamenii au înșiruit vreo 40-50 de categorii numai de muzică house, plecând de la un amărât de post al lui Bendac. Nu știu, nu ți se pare că la un moment dat există și pericolul ca prin internet, prin această individualizare, personalitate online, să, nu știu, să ajungem să ne fragmentăm foarte, foarte tare? Ăsta e cuvântul. Nișele înseamnă fragmentare aproape la infinit. Da, dar la început sunt bune, știi? Când încerci să te definești pe tine. Tu gândești un pic old media. Tu te gândești ca și cum ai fi Bill Gates, care e frică că pleacă oamenii de la firmă și își facă mici site-ulețe și mici programele. Tu nu ești Bill Gates. Tu ești acel om care pleacă de la Bill Gates. Pentru tine e foarte important dub. Nu este important nici manele nu sunt importante, nici blondii nu e important pentru tine, pentru tine te interesează el din subiectul respectiv, nu te interesează nici, nu mai spun, Gigi Becali, fotbal așa, pentru tine te interesează dub. Pentru, e adevărat, pentru casele de discuri, care sunt din old, știi, tu ești, s-ar putea să fie un pericol, pentru că tu ești mai bun pe dub decât ar putea fi vreodată. Dar nu te mai gândi ca Bill Gates, sau ca o casă de discuri, sau ca Tata Cațavencu. Tu nu ești Tata Cațavencu. Tu ești un om care trebuie să-și creeze un brand pe nișa lui care e aia. Foarte mică, foarte focusată. Știi? Deci, nu fie frică că pierzi controlul. Singurul control pe care îl vrei tu este asupra vieții tale. Asta.